Călinescu și grăsimea de pe tablou, da, aia a fost cea mai tare replică a lui. Tot așa ne-o spunea atunci când Bombonel era Dumnezeu în România și când puțină lume îl putea pomeni la televizor. Călinescu văzuse și el reportajul ăla în care Adrian Năstase invita câțiva jurnaliști să-i vadă habitaclul. Și, sigur, mare ne-a fost mirarea când am văzut că nu existau 2 centimetri de distanță între două tablouri pe pereții lui Adrian Năstase. Și la un moment dat, din greșeală, camera s-a dus în baia lui Adrian Năstase, unde era o mașină de spălat cât turnul Eiffel. Și deasupra ei era un tablou, un Rembrandt ceva. Și atunci a venit lui Călinescu, probabil memorabilă frază, și a zis, frate, totuși, până acum mi-aș fi dorit să fiu Adrian Năstase măcar o zi, să vând și eu 500 de tablouri, să mă duc la capătul lumii, cum s-a dus Gauguin în Tahiti, dar am văzut că el nu are nici măcar 2 cm de distanță între două tablouri. Asta înseamnă că eu dacă iau seara o rudă de salam, dintre la de vară cu zgârciu pe el și vreau să tai pe fundul ăla de lemn 2 felii, îmi sare grăsimea de pe salam pe tablou. Și s-a dus Rembrandt-ul de 20 de milioane. Da, asta a fost fabuloasă, în orice caz. Comparația lui este antologică, am mai și spus-o. Mi s-a părut cea mai bună replică pe care am auzit-o vreodată la televizor. Asta, comparația asta ucigătoare la adresa Tolomacului de Bombonel. Într-adevăr, la asta nu se gândise, bă. Jefuitorul neamului românesc. Fostul pușcăriaș Adrian Năstase. Dar cum să fii totuși atât de tolomac? Și nu erau, bă, într-adevăr, în toată căsoaia aia, nu erau 2 centimetri distanță între două tablouri. Păi, se întâmpla odată, într-adevăr, să strănuți ca ăla Mr. Bean cu tablou, da? Sau să mănânci o pară, nu să tai un salam, mă? Și la un moment dat să drâgă-i un pic și să-ți iasă din para aia un pic de miez direct peste nasul poetului în tablou. Și ce te-ai făcut? Merită para aia 10 milioane de parai? Deci o situație jenantă, adică îți dai seama cum trebuie să calci în casa aia, ca pe ouă, ca nu cumva să scârție ceva, să, ca la incidentul cu Concordul de la Gones, să nu cumva să calci pe un șurub și șurubul ăla să găurească vreun tablou.